Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale numită PAD acoperă daunele produse de catastrofele naturale locuințelor. Asigurarea este obligatorie, iar cei care nu o încheie pot fi amendați cu până la 500 de lei. Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale acoperă trei tipuri de riscuri, cu tremuri, inundații și alunecări de teren, și este valabilă un an de zile. De când a intrat în vigoare obligativitatea asigurării locuințelor, mehedințiul stă prost la acest capitol. Până acum, doar 4300 de proprietari și-au făcut o astfel de poliță. Mehedințul stă slab la acest capitol, semn că oamenii nu au bani pentru astfel de cheltuială sau pur și simplu nu s-au obișnuit cu noua regulă. În județul nostru au încheiat o asigurare împotriva dezastrelor naturale numai 4300 de proprietari de locuințe. Mai mult de jumătate dintre ei sunt din mediul rural. La nivelul Olteniei, datele oficiale indică același lucru. Procentul de încheiere a polițelor este de 7,3%. Spre deosebire de noi, în Transilvania, 14,7% din populație are asigurare pentru locuință, iar în Moldova, 16,1%. Suma asigurată pe polița obligatorie de locuință este de 10.000 de euro sau 20.000 de euro, în funcție de tipul de locuință. Prima de asigurare este de 10 sau 20 de euro pe an.